Șoferul care a ajuns cu mașina în stâlpul de iluminat a scăpat fără nicio zgârietură. Nu același lucru se poate spune despre mașina pe care o conducea. Bolidul a fost aproape în totalitate distrus. Mi-a pus frâna în față și ca să nu mă duc în el, nu mă filma băile nebunii. Ia, asta bag în mașină. Șoferul le-a declarat polițiștilor că venea de la consulatul turc și se îndrepta către gară când un alt autovehicul i-ar fi tăiat fața. Așa a ajuns cu mașina în stâlpul de iluminat stradal pe care aproape că l-a smuls din beton. Chiar în aceste momente s-a întrerupt și curentul. În urma accidentului, stâlpul se putea prăbuși pe mașinile care circulau aici pe bulevard, așa că polițiștii au fost nevoiți să închidă circulația. În câteva minute și-au făcut apariția și echipele de intervenție ale Enel. Stâlpul a fost avariat iremediabil, așa că lucrătorii au fost nevoiți să-l pună la pământ înainte să se prăbușească peste oameni sau mașini. Întreaga operațiune a durat ore în șir, timp în care traficul pe bulevardul Ferdinand a fost închis.